Denis, Vio, Cătă, asta vrem să ne ajutați, să lăudăm pe Domnul. Nu e cazul să-L chemăm pe Domnul, El este cu noi. Nu e cazul să strigăm, Doamne, vino, în timp ce lăudăm. Asta zice Scriptura. Asta nu zice nici tradiția, nici un fel de tradiție. Da? Nici un fel de tradiție din religia creștină nu zice asta. Dar asta zice Scriptura. În timp ce copiii lui laudă pe Domnul, Domnul coboară în mijlocul laudelor copiilor săi. Asta vrem. Îl lăudăm pentru că este vrednic. Îl lăudăm pentru că merită. Îl lăudăm pentru că ne-a mântuit. Îl lăudăm pentru că este cu noi în fiecare zi. Îl lăudăm că ne-a binecuvântat. Îl lăudăm că ne-a protejat. Îl lăudăm pentru cuvântul său. Îl lăudăm pentru atmosfera de aici. Îl lăudăm pentru căldură. Îl lăudăm pentru frig. Îl lăudăm pentru sănătate. Îl lăudăm pentru belșug. Îl lăudăm pentru tot ce ni se întâmplă. Îl lăudăm pentru Domnul. Haideți să ne ridicăm în această dimineață din nou înaintea Domnului și spune-i vecinului tău, celui din stânga sau celui din dreapta, în această dimineață vreau să laud pe Domnul, asta vreau să fac. Nu vreau să mă plâng. Nu vreau cântul meu să fie tânguire, ci vreau să laud pe Domnul în dimineața asta. Asta vreau să fac. Și Domnul va veni și îmi va răspunde nevoilor mele. Lumina voi întâmpina,
slavele sus de galaxii. Și Tu ești vrednic, vrednic. Universul întreg te va slăvi. Și Tu ești vrednic, vrednic. Doamne, slavele mai sus de galaxii. Și Tu ești vrednic, vrednic. Universul întreg te va slăvi. Și Tu ești vrednic, vrednic. Doamne, slavele mai sus de galaxii. Și Tu ești vrednic, ești vrednic. Universul întreg te va slăvi. Tu ești vrednic, vrednic. Universul întreg te va slăvi. Și Tu ești vrednic, ești Domnul. Domnul în cer și pe pământ. Ești Domnul în cer. Aleluia. Tu ești vrednic, ești vrednic. Universul întreg te va slăvi. Tu ești vrednic, vrednic. Domn în cer și pe pământ. Domn în cer și pe pământ. Ești Domn. Ești Domn în cer și pe pământ. Ești Domnul în cer și pe pământ. Ce mare ești Tu. Vom cânta ce mare ești Tu. Toți vor vedea ce mare ești Dumnezeu. Ce mare ești Tu. Vom cânta ce mare ești Tu. Toți vor vedea ce mare ești Dumnezeu.
ce mare ești tu, vom cânta ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare ești, Dumnezeu, ce mare ești tu, ce mare ești tu, vom cânta ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare ești, Dumnezeu. Ce mare ești tu, ce mare ești tu, ce mare ești tu, vom cânta ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare ești, Dumnezeu. Ce mare ești tu, ce mare ești tu, vom cânta ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare ești, se pleacă și mările tale.
Haideți să lăudăm pe Dumnezeu, să venim cu rugăciunea noastră de mulțumire și de adorare înainte lui Dumnezeu. De binecuvântare. Dumnezeul stânca mea, Dumnezeul stânca noastră, Dumnezeul turnul de scăpare, Dumnezeul adăpostul meu și al nostru, Dumnezeul răspunsul rugăciunilor noastre, Dumnezeul salvator, sunt numele tale, sunt parte din ceea ce tu ești pentru biserica ta și pentru fiecare om care formează biserica ta. Tu ești soluția, tu ești prima, la mijloc și ultima soluție pentru existența noastră, pentru nevoile noastre, pentru încercările pe care le îngădui peste viețile noastre. Atunci, Dumnezeule, când îngădui ceva, ești prezent să susții ființele noastre. Și indiferent de ceea ce ne înconjoară, indiferent de circumstanțele sociale, culturale, indiferent de problemele universului, indiferent de ceea ce se încearcă în jurul nostru, Tu ești sprijinul și adăpostul nostru. Atunci când valurile sunt mari, Dumnezeule, Tu ești Cel care formează o cochilie în jurul nostru și nimic nu ne poate vătăma viața, Doamne. Nimic nu ne poate vătăma sufletul pentru că este al Tău. Tu ești turnul nostru. Tu ești Cel care ne urcă în turn și ne face de acolo să vedem perspectiva fantastică pe care o ai pentru noi. Din mijlocul încercării, Dumnezeule, ne ridici în turnul Tău de scăpare și acolo știm că este soluția pentru problema noastră. Tată, îndrăznim la Tine, pentru că numele Lui Hristos este puternic peste viețile noastre. Și numele Fiului Tău, Dumnezeule, punem numele Tău peste viețile noastre. Punem numele Tău de scăpare, de soluție, de adăpost. Punem numele Tău de sprijin, Dumnezeule. Numele Tău, Dumnezeule, peste viețile biserici, peste viața bisericii Tale, peste viețile acestor oameni. Dumnezeule, Tu ești soluție pentru încercările noastre. Tu ești soluție pentru nevoile și problemele noastre. Tu ești Cel care ne susține existența și ne împlinește nevoile. Ești primul care își ia angajament că ne poartă de grijă. Dumnezeule, îți mulțumim că poți de grijă bisericii Tale. Și numele Fiului Tău proclamăm peste biserica Ta viață. Proclamăm sănătate peste biserica Ta. Proclamăm soluție peste problemele care sunt, Dumnezeule. Proclamăm viziune, Doamne, peste mințile oamenilor Tăi, Doamne Dumnezeule. Să vadă că dincolo de încercare este dumnezeirea Ta, este soluția Ta, este adăpostul Tău, este ceea ce ai Tu mai bun pentru noi. Dumnezeule, dă-ne inima Ta în încercare, dă-ne viziunea și mintea Ta în încercare, dă-ne din geniul Tău minții noastre atunci când suntem în încercare. Dumnezeule, în depresii, Dumnezeule, în voi, Doamne, atunci când umbrele trec peste noi, Dumnezeule, atunci când necredința își face simțită prezența, Dumnezeule, Tu fii adăpostul și tăria noastră. Tu fii Cel, Doamne Dumnezeule, care își pune scutul de jur împrejur, pe deasupra și pe dedesubt, și care ne protejează. Dumnezeule, protejează-ți biserica. Tată, protejează-ți biserica, protejează-ți oamenii pe care i-ai răscumpărat și pe care îi iubești cu atâta pasiune. Îți mulțumim, Creator desăvârșit, îți mulțumim că în mâna Ta suntem.
în mâna ta și nimeni și nimic nu va putea smulge de acolo. Biserica ta este binecuvântată pentru că tu domnești peste ea, peste mințile acestor oameni, peste inimile noastre. Tu domnești, Dumnezeule, și asta ne conferă siguranță. Și peste biserica ta, Tată, proclam siguranța ta, siguranța soluției tale. Și biserica ta zice amin, Dumnezeule, zice amin, pentru că noi credem din toată inima că tu ești soluția problemelor și încercărilor noastre. Și îți mulțumim că ești cu noi, Tată. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, ne-am rugat și te binecuvântăm. Haideți să ocupăm locurile cu toții. Merită să ne închinăm Domnului pentru că El și numai El
Apostolul Pavel avea să spună că în Domnul Iisus Hristos sunt ascunse toate comoarele lumii, da? Copiii noștri pleacă, ok? Copiii, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau ca cei de la școala duminicală de adult să mai rămână un pic, da, până la jumătate, că așa am socotit, să nu plece încă, doar copiii noștri să plece. Deci, repet încă o dată, Apostolul Pavel spunea că în Domnul nostru Iisus Hristos sunt ascunse absolut toate lucrurile. Nimeni nu este ca Domnul Iisus Hristos, nimeni, absolut nimeni. El este Cel care aude, El este Cel care vede, El este Cel care știe, El este Cel care este atotputernic, El este și El poate să ajute în orice circunstanță a vieții noastre. De aceea îl binecuvântăm, de aceea îl înălțăm și nu ne ajunge timpul să-l binecuvântăm și să-l lăudăm pe Domnul pentru tot ceea ce este El. Da? Mă bucur că suntem în această dimineață din nou împreună și haideți să vedem ce mai facem împreună. În această dimineață avem onoarea noi ca biserică, Metanoia și cei care sunteți împreună cu noi, să-l avem între noi pe fratele senator Ghiță David. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Trebuie să fim încântați când într-o biserică evanghelică, într-o biserică care proclamă pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, ca Cel Atotputernic, vine un om politic. Noi știm că această clasă politică în România, nu știu cum e în altă țară, în România nu este lăudată, nu este apreciată și multe lucruri spunem cu toții despre clasa politică. Rele. Dar trebuie să recunoaștem și am avut o revelație săptămâna cealaltă la rugăciune și am spus, dacă vorbim deseori rău de clasa politică, haideți să găsim și lucruri bune. Și un lucru bun care eu l-am găsit este că din pricina lor, sau pentru că ei sunt acolo, noi putem duce o viață tihnită și liniștită. Putem să facem conferințe oriunde, putem să facem biserici aproape oriunde, putem să tipărim orice. Acum, eu știu că ziceți, xeroxuri sunt peste tot. Nu erau nici mașini de scris pe vremea lui Ceaușescu și nu puteam să scriem nici măcar un verset. Deci avem libertatea religioasă. Pe lângă faptul acesta, clasa politică mai face și lucruri bune. Nu le vedem totdeauna. Dar mai sunt printre acei buni, cei mai buni. Eu cred că sunt frații noștri care sunt în Parlament. De aceea, frate senator, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să ne spuneți câteva lucruri din ceea ce se mai întâmplă în țara aceasta. Și apoi noi vrem să vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos să meargă bine acestei țări din pricina slujirii Parlamentului României. Frate pastor, spunea înainte de acest cuvânt că nimeni nu-i ca El. Adică nimeni nu-i ca Domnul Iisus Hristos. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Nu am venit ca un om politic aici. Am venit la frații și la prietenii mei. Pentru că aproape că nu e nimeni de aici pe care să nu-l cunosc. Nu pe nume neapărat. Însă cu mulți am crescut împreună. Am crescut și fizic, dar am crescut și spiritual. Și ieri am avut o întrunire la Biserica Elim și am sărbătorit așa un fel de sărbătoare pe cei care au fost la începutul formării bisericii în Ronaț, apoi pe Oituz și apoi pe Mangalia. Și atunci mi-am adus aminte, printre altele, că am spus că următoarea sărbătoare o să o facem și aici o să fim probabil foarte mulți de aici prezenți, o să o facem cei care au fost pe Romulus. Dar aceea trebuie să fie o sărbătoare mare pentru că au fost foarte mulți care au fost în mai mult sau mai puțin în acel timp. Și atunci am constatat că, de fapt, și eu am fost pe Romulus începând în 1980 și că au trecut foarte mulți ani.
dar astăzi mă bucur și am dorit să fiu prezent la o parte din programul de dimineață, să fiu prezent împreună cu voi aici, așa pentru că am dorit și mi-am dorit de mult lucrul acesta să fiu prezent la adunare și nu la altceva. Mai ales că n-am fost de anul trecut. N-am fost de anul trecut de când a început iarna, de când a început să ningă. Și împreună cu fratele păstor și cu mulți alții am fost aici la acea sărbătoare pe care ați avut-o chiar la inaugurare, în prima seară. Cu acel proiect extraordinar care au, și atunci am spus, dar și ecourile acelui proiect și acelei sărbători și acelei realizări pe care ați avut-o încă se aud pretutindeni. Și acest lucru este deosebit de minunat. Și de asemenea există ceva care este prezent și este pretutindeni. Dumnezeu e pretutindeni. Mulți și-au pus în lumea asta și își pun și azi mereu nebunească întrebare: unde este Dumnezeu? Mulți din cei ce n-au credință și în întunecime zac, din cei ce în rău întruna cu satana se complac. Atunci când se vorbește despre existența sa, răspund fără cugetare: văzutul la cineva? S-a dus cineva vreodată sus, acolo în cerul său și apoi a venit să spună: l-am văzut pe Dumnezeu? De când e pământul, lumea, nimeni după ce a murit nu s-a întors ca să ne spună că pe acolo l-a întâlnit. Dar eu, pe acela astăzi, aș dori a-l întreba: soarele, de unde vine? Cine i-a dat raza sa? Cine a pus hotare mării, pământul, cine l-a creat? Cine a creat chiar ziua, noaptea? Cine a dat? Cine le-a creat pe toate? Spune tu, om, astăzi, cine? Cine ți-a dat ție viață? Universul, cine îl ține? O, tu, om, ce până astăzi n-ai văzut pe Dumnezeu, ești rugat cu insistență, privește tot în jurul tău, cercetează împrejurimea și privește atent, mereu. Și ai să vezi că pretutindeni îl găsești pe Dumnezeu. Amen. E într-un fir de iarbă, în petală unei flori, e în murmurul de rouă, e în soare, e în nori, de el îți vorbește vântul, fulgușorul cel de nea, floricica parfumată, fluturașul de pe ea. Pe el îl găsește în cântul păsărilor care zboară, într-o frunză argintie, într-un murmur de izvoare. Și apoi marea ți-l vestește prin voiatul lui cumplit, transmită ce te înfioară și ploaia ți s-a pornit. Tot ce te înconjoară spune că există Dumnezeu și a ochiului tău lumină, toate spun și spun și eu. Și acum, după ce atâta ți-am vorbit de-a lui ființă, mai poți și astăzi spune că nu. Alungă-ne, preșit mereu, și vin astăzi de-l cunoaște. Crede azi în Dumnezeu. Amin. Amen, 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 amen. Haideți să avem o altă perspectivă. Ori de câte ori, ori de câte ori eu sau prieteni ai mei, frați de ai mei au avut o nevoie, încă de pe vremea când fratele Ghiță David, senatorul de astăzi, era consilier la primărie, am îndrăsnit și m-am dus cu orice problemă la dânsul, cu orice problemă, cu orice problemă. Mi-aduc aminte că la un moment dat m-am dus cu Marcel în București și trebuia să ajungem la Departamentul de Stat pentru culte. Și când am ajuns acolo, ne-au primit cu cafea și domnul secretar de stat mi-a zis: domnul pastor, ce trebuia să-l deranjați pe domnul senator? Doar v-am fi primit și așa. Atât mi-a trebuit. Dar mulțumim lui Dumnezeu că l-a trimis pe Iosif înaintea noastră. Și în timp ce l-ascultam în această dimineață, eu citesc așa în Scriptură, că din pricina unui singur om, într-o națiune idolatră, Egiptul de odinioară, antic, din pricina unui singur om, Iosif,
Dumnezeu a făcut ca acea casă a lui Potifar să prospere, acea împărăție să prospere datorită unui singur om, Iosif, care a fost trimis cu mult înainte. De ce nu am încercat să credem în această dimineață că datorită unui singur om, cu toate că mult mai mulți frați de noștri avem în Parlament, așa-i? Sunt câțiva. Sunt câțiva. Dar îi lăsăm pe ceilalți. Îl avem aici pe Ghiță. Din pricina ta, Ghiță, am vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze Parlamentul. Din pricina ta am vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze România cu legi sănătoase. Noi știm și urmărim. Mie îmi place politica, urmăresc ce se întâmplă în lumea asta, pentru că trăiesc în lumea asta. Și am vrea ca să te binecuvântăm, ca în întunericul acela să fie o lumină mai departe care să strălucește. În PDL-ul acesta, care este la guvernare, să fie o lumină care să strălucești mai departe. Și chiar să știți că am fost încântat. Săptămâna trecută am făcut 1000 de kilometri și vreau să vă spun că totuși șoselele României parcă au început să se schimbe. Parcă am văzut mai mulți kilometri de autostradă și așa mai departe. Se mișcă ceva. Haideți să dăm credit lui Dumnezeu. Și haide, Raul, ok? Hai să, prin tine, haide să-l binecuvântăm într-un mod deosebit pe fratele nostru, pe senatorul Ghiță David. Om important în partidul de guvernământ, da? Și să spunem, Doamne, îndură-te de țara aceasta. Și acolo ai un om. Binecuvintează-l pe Ghiță cu autoritate, binecuvintează-l pe senatorul nostru cu pricepere, cu înțelepciune, cu știință, cu influență. Vrem ca să-l binecuvântăm în această zi. Vreau ca alți prieteni să venim aici și să spunem din duhul metanoiei, care este un duh de reformă în metanoia, care este un duh de justițiar, da? Din duhul metanoiei, Doamne, revarsă peste senatorul nostru și revarsă peste țara aceasta. Haideți? Suntem gata să ne rugăm? Haideți, întindeți o mână, o mână dreaptă de însoțire pentru senatorul nostru și haideți să-l binecuvântăm în numele Domnului. Doamne Dumnezeule Tată, noi credem în puterea Ta manifestată, Doamne. Noi credem așa cum am auzit că Tu existi și că Tu ești viu, Doamne. Doamne, am citit în Scriptură că toți oamenii care se încred în icoane și în orice alte închipuiri sunt făcuți de rușine. Dar, pe de altă parte, toți cei ce se cred în Tine, Dumnezeul cel viu, sunt oameni onorați și cinstiți. Pentru că Tu, care ești viu, răspunzi rugăciunilor, Tu răspunzi nevoilor, Tu răspunzi, Dumnezeule, și Te implici. Doamne, noi avem fiecare nevoi și perspective la nivelul nostru. Ne rugăm acum pentru fratele nostru, Ghiță David, ca acolo unde Tu l-ai pus, în trupul și în viața acestui om, Doamne, în viața fratelui nostru, în viața omului și slujitorului Tău, Doamne. Binecuvintează-l pe fratele nostru în funcție de tot ceea ce el are nevoie. Tată, și-aș mai îndrăzni, pentru că așa mă înveți Tu prin cuvântul Tău, să îndrăznesc înaintea Ta, să Te rog, Dumnezeule, binecuvintează-ne pe noi toți împreună, Doamne, să nu fim o generație de plângăcioși, cu niciun chip să nu ne plângem, Doamne, și ceea ce ne stă nouă în putere, să fim competenți, să fim profesioniști acolo unde suntem și în numele lui Iisus Hristos, cu adevărat să vedem lucrurile întâmplându-se diferit, Doamne. Doamne, binecuvintează-l pe fratele nostru, ca acolo unde este să influențeze, Doamne, și unde poți influența mai mult și mai amplu și mai complex decât în sistemul legislativ. Doamne, binecuvintează, dă înțelepciune, dă pricepere, dă chipzuință, Doamne, și mai mult decât atât, Doamne, dă acea autoritate care vine de la Tine, acea autoritate care atunci face ca atunci când ne deschidem gura în numele Tău, Doamne Iisuse, să se întâmple lucruri, să se rupă lanțuri, Doamne, să fie dezlegate minți întunecate și apoi prin legile care vor fi promulgate noi, Doamne, Dumnezeul meu, să beneficiem de un sistem legislativ și să beneficiem de o țară și de un context în care cu adevărat să ne putem manifesta ca și oameni ai dreptății, ca și niște oameni ai reconcilierii, ca niște oameni ai vindecării, ca niște oameni care poartă mai departe mesajul Tău, Doamne Iisuse. Doamne, îți mulțumim că Tu nu ai murit, Doamne, degeaba, îți mulțumim că Tu existi, că Tu ești viu, Doamne,
și îl încredințăm pe fratele nostru în mâna ta bună, Doamne. Și nu doar pe el, Doamne, ci noi care înțelegem valoarea familiei, Doamne. Te rugăm să ocrotești soția lui, copiii lui, Doamne. Te rugăm să însoțești, Doamne, Dumnezeul meu, toată familia lui, Doamne. Și fă ca armonia, dragostea, bunătatea să domnească în relațiile lor, Doamne. Și fă ca nimic rău, Doamne, să nu se atingă de ei. În numele scump și sfânt al lui Iisus Hristos, noi îți mulțumim, Tată. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Da, mulțumesc. Aș vrea totuși să vă încurajez și să vă spun ceva care este important, fără să laud persoana mea, nu este departe de mine gândul acesta. Vreau doar să spun că în urmă cu 2 ani și ceva de zile, atunci când am fost ales de către colegi secretar al Senatului României, eram după la primele ședințe ale noastre și eram la prezidiu și urma o pauză. Și unul dintre colegi, sau vreo 2 dintre colegi au venit și m-au felicitat după aceea. Mi-a spus, felicitări, ai ajuns mare, ceva de genul ăsta. Și a venit un alt coleg care mi-a fost coleg 4 ani de zile în mandatul trecut și pe care, sigur că îl știți mulți de aici, senatorul Șerban Mihăilescu. Și el urca treptele acolo, cum este prezidiul acela mare, urca și el după ei. Și a auzit ce au spus ei. Și a spus următorul lucru. El a ajuns ceea ce este datorită rugăciunilor fraților lui. A fost pentru mine așa o surpriză plăcută. Mă cunoștea de 4 ani de zile și a continuat și a spus, da, pentru el se roagă mulți. Și atunci am apreciat și am spus, iată că sunt oameni, sunt colegi, sunt cum este și dânsul un om de atâția ani de zile, de pe vremea lui Ceaușescu, în guvernul României, parlamentar și așa mai departe, și am spus, uite, și acest om recunoaște puterea rugăciunii. Amen. Și sigur că m-a bucurat, a fost extraordinar. Mai ales că au spus-o altor colegi care ei au considerat că poate cine știe ce am dat sau ce am făcut ca să ajung. Frați și surori, niciodată n-am dat nimic, nici să ajung parlamentar, nici să ajung pe o funcție. Și Doamne ferește să trebuiască să fiu pus într-o situație de genul ăsta, pentru că sigur nu o să accept niciodată așa ceva. Pentru că, să spun așa, foarte direct, nici n-am pentru ce să dau. Eu consider că dacă Dumnezeu hotărăște să fii undeva, apoi El deschide ușa și te face să ajungi acolo, fără să trebuiască să faci sau să dai ceva. Și desigur că lucrul acesta a fost și m-a bucurat, dar am ajuns acum să fiu ales a 5-a oară secretar al Senatului săptămâna trecută. Iată că și colegii, dar vreau să vă spun foarte sincer, niciodată nu am făcut altceva decât am spus-o de la început, fratele păstor știe, Marcel este aici și el mai știe, am spus-o de atunci când am fost implicat, dar în special fratele păstor împreună a fost la mine când a încercat să mă determine, să mă implic în viața asta publică, împreună cu Daniel Cocar, cu Cornel Marincu, au stăruit mult ca să accept lucrul acesta, pentru că am o poziție, sigur, din punct de vedere profesional, bine, sunt bine așezat, nu neapărat aveam nevoie de acest lucru, însă ei au stăruit mult și dacă au făcut lucrul acesta, sigur că atunci am spus, înseamnă că este venit de la Dumnezeu. Dar ceea ce am vrut să spun este că niciodată nu mi-a spus nimeni, nu m-a trimis să spun ceva, doctrină de partid, să spun ceva, ceea ce eu nu credeam că trebuie să spun și consideram că nu este bine. Și am avut de peste 10 ani libertatea aceasta, ca și creștin, atunci să spun când știu ce este de spus, și atunci să tac când știu că trebuie să tac. Și nu m-a influențat nimeni și nu m-a obligat nimeni. Acest lucru l-am spus de la început. Eu sunt creștin, evanghelic, și vreau să-mi păstrez această linie. Dacă aveți nevoie de mine așa cum sunt, accept. Dacă nu aveți nevoie de mine, eu nu o să mă schimb. Eu am să rămân același. Însă,
Să știți că și acolo se apreciază. Și apreciază oamenii așa cum sunt, dar atunci când ești ceea ce spui. Și cu asta închei, aveam sesiunea trecută, cred că era o discuție destul de serioasă pe o anumită temă în Senat și la un moment dat se încearcă tot felul de lucruri. Ați văzut, iese din sală, nu este vorum și așa mai departe. Eram la prezidiu și ca secretar și iar a fost contestat de către lideri de grup, de la opoziție, dar și atunci a cerut președintele, a cerut ca să fac verificarea vorumului în sală. Dar se număr de sus, foarte ușor, se poate număra. În momentul în care m-a pus pe mine de jos liderul de la colegii liberali, profesorul H. Otire numit, a spus, ok, dacă Ghiță numără, el spune corect. Și a spus-o tare. Într-adevăr am numărat și am spus care este rezultatul. L-au acceptat toți fără să-l mai verifice. Altfel, mulțumesc. Să fiți binecuvântați, să fim binecuvântați acolo unde suntem fiecare și nu și credeți-mă că eu consider, așa cum am considerat întotdeauna, vă consider frații mei și prietenii mei. Mulțumesc mult! Da, e mare lucru. Zicem că poate sunt lucruri mărunte, dar noi despre lanțurile mele, zicea Pavel în Filipeni, când, în timp ce era arestat, și tu ziceai că Pavel era acolo unul care instruia pe cei din casa cezarului. Poate pentru o vreme ca și aceasta. Și noi ne bucurăm și am apreciat, am băut cu domnul senator, cu prietenul meu Ghiță, zeci de cafele și de multe ori am încercat să vedem trucurile politice din spate. Pentru că, nu să știți în ce ape ne scăldăm. Și întotdeauna am apreciat la Ghiță un lucru, zicea cu Smănuț, cât mă ține Dumnezeu acolo, sunt acolo. Dumnezeu să te binecuvinteze, Ghiță. Eu cred că încă trebuie să fii acolo, noi credem, te susținem, ne rugăm pentru tine și... Mai am de făcut ceva. La sfârșitul lunii decembrie, înainte de plecarea noastră în vacanța care a fost, cu un alt frate, am reușit și am pus la dispoziția fiecărui parlamentar câte un nou testament. Și acum urmează să punem o Biblie. Dar fiecare parlamentar, și credeți-mă că n-a refuzat absolut nimeni. Sigur, le-am pus și am spus cine dorește la grupuri să ia. La un moment dat am avut surpriza că mai cereau și pentru alții. Este extraordinar. Nu trebuie să ieși acum să deschizi Biblia, să spui, să te pui în fața lor când și cum. Nu, trebuie prin purtarea ta. Trebuie să mergi în felul acesta. Noi am avut și cealaltă, atunci le-am pus agendele respective de partea voastră, extra, tot așa. Da, și acum mai sunt colegi care au acele agende. Este extraordinar. Trebuie să o facem așa fel încât oamenii chiar să primească cu bucurie și chiar pentru ei să vadă că este util ceea ce faci. Mă ierți că m-ai intervenit așa, dar... În ordine. Dumnezeu să vă binecuvinteze așadar. Pentru cei care mergeți la școala duminicală de adulți, Dumnezeu să vă binecuvinteze de asemenea. Faceți o treabă bună, vă urăm succes și minte proaspătă, ageră. Da, haideți mai departe, deci Ghiță, apreciem că sunteți aici cu noi, că ești aici cu noi, dar ai libertatea să stai cât vrei tu. Noi înțelegem că vrea să vadă mai mulți, deci e ok, apreciem. Eu mă gândeam la începutul acestui an când facem o duminică a oamenilor politici, dar am început-o. Mai este mult din an, deci haideți să mergem mai departe și vreau ca să... Vine Lidia în față, Lidia, copiii tăi sunt sus deja. Naomi, haide cu Ruben, nu? Zic bine, Ruben. Lidia, haide două, trei întrebări, îți spunem. Lidia, de câți ani ești în Metanoia? De 6 ani. În 6 ani, tu cu Zoli, ce ai rezolvat în Metanoia, în Timișoara? Nu, nu să plecăm. Relație, pot să zic că ne-am făcut mulți prieteni.
Aveți doi copii? Da, doi copii. Nu sunt fără importanță acești doi copii. Nu. Mi-aduc aminte că eram cu ceții în mănăstire, în satul ei natal, a zis, uite, un consătean de-al meu, o terminat seminarul teologic, nu prea are unde să stea și așa cum ea are inima, am zis, îi mutăm în Timișoara. I-am mutat în Timișoara, de fapt i-am cununat cândva, de Paș v-am cununat, de Crăciun v-am adus în Timișoara. Și în timp de 6 ani Dumnezeu i-a binecuvântat pe Zoli și pe Lidia, au 2 copii frumoși, Ruben cât timp are? 2 ani jumătate. Și Naomi 6 ani. Și 6 ani, vă dați seama. A plecat Zoli în Austria, o duce bine, nu? Da. Și vă așteaptă, vă așteaptă. Vreau ca să binecuvântăm cheții, te rog. Binecuvântează-o pe Lidia ca să fie o soție ideală, așa cum ești tu. Și o mamă ideală, așa cum ești tu. Nu zic copiii pe ea, min. Nu sunt aici. Lăudăm numele Tău, Doamne, și îți mulțumim pentru tot ceea ce ne dai în fiecare zi. Amin. În această dimineață vreau să-ți mulțumesc, Doamne, pentru familia lui Lidia. Te rog să îi binecuvintezi. Doamne, le-ai deschis ușa să plece în Austria, binecuvântă-l pe Zoli, da, acolo unde este. Îți mulțumim că el și-a găsit un loc de muncă și viața de multe ori nu ne oferă ceea ce noi vrem, ci Tu ești Cel ce ne călăuzești. De aceea, cred că Tu i-ai călăuzit pe ei, Doamne, și le-ai deschis ușa pentru Austria. Vreau să o binecuvintez pe Lidia, amin, copiilor. Protejează-i, păzește-i, Doamne, în numele Tău. Ajută-i ca acolo să se încreadă în Tine, așa cum s-au încrezut și aici. Am văzut că le-ai purtat de grijă în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru ei până aici, Doamne. Ajută-o să își zidească casa, așa cum zice cuvântul, să fie o soție înțeleaptă, o mamă bună, să-și crească copiii și poartă-le de grijă în tot ceea ce Tu ești Dumnezeu pentru ei, fii Dumnezeu pentru ei în fiecare zi. Ajută-i să poată să influențeze mai departe, să poată, Doamne Dumnezeule, să stea înaintea Ta și să se închine Ție și atunci când le merge bine și atunci când nu le merge bine. Și cu toții, Doamne, vrem să-Ți spunem că Te iubim și ne încredem în Tine pentru viața noastră. Te lăudăm și glorificăm numele Tău. Amin. 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 Lidia, Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Amin. Să auzim de bine despre voi. Adică nici nu putem altfel decât să auzim de bine. Dragilor, asta este. Unii pleacă, alții vin în Biserica Metanoia, oamenii devin membri prin naștere și acum o să mai avem nou născuți, devin membri prin botez și devin membri prin rotația sfinților, prin transfer. Un sfânt din acesta, vrem să-l prezentăm în dimineața aceasta, Sergiu, haide aici. Bănuiesc că ai emoții, Sergiu. Singura problemă este că ești singur, nu te prea primim fără... Fără... Ok, ne bucurăm să-l prezentăm în dimineața asta pe Sergiu, da? Roșu? Da, să-l prezentăm pe Sergiu Drăgoi, ne bucurăm ca să fie părinții lui aici, părinții, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îi fratele tău aici pe undeva, nu? Da, fratele tău. Și haide, Sergiu, spune-ne, de unde vii, ce cauți pe pământ sfânt? Spune-ne ceva despre familia ta. Păi sunt, m-am născut în Petrușan, în Petrila, de acolo vin. Am venit aici la, acum 2-3 ani, la facultate, așa, în Timișoara. Și așa am început să vin la Meta prin... să zic așa, de la început, cum am venit în Meta, prin familia Barbu, erau prieteni de familie. Țin că Damaris mă ducea pe la biserică.
cu mașina atunci și așa am ajuns. Apoi au urmat așa fluctuații, apoi m-am mutat cu Grații. Grații a fost cel care m-a încurajat să cu metanoia și așa am ajuns. Mm-hmm. Bine, ești primul născut în familia ta? Da, sunt primul. Câți frați mai ai? 4. Încă 4? Doi frați și 2 surori. Doi frați și 2 surori. Numai frate tu e aici cu tine. Da. Ok. Ce gândești despre frații tăi? Sunt mai tari, nu știu. Ok, bine. Fiecare sunt talentat. Bine. Bun, Sergiu, ca să te acceptăm membru, trebuie să ne spui dacă ești pocăit și cum te-ai pocăit. Uite-te eventual la Darius, la Corina, deci dacă vrei să-ți șoptească cineva. A, de pocăit, mă pocăiesc în fiecare zi. Ok. Așa, în 2007 cred că am avut botezul. Da? La Petrila. Câți ani aveai atunci? 18 ani. Și de ce te-ai botezat, că aveai 18 ani? Nu, așa am simțit atunci, o alegere să o fac. Puteam să o fac mai târziu, dar atunci am simțit să o fac alegerea asta. Uh-huh. Apoi a urmat așa o creștere a mea, o maturizare spirituală. Da? Crești? Simți așa? Da, ești așa? Da, metanoia cel puțin în ultimul an am crescut foarte mult spiritual și... Unde ai crescut? În celulă. În celulă, da, ești în celulă? Da, în celulă la Darius și la Corina, în biserică, uh-huh. La CMN, grupul de bărbați. Da? În grupul de bărbați cu cine ești? Cu Ciocan, Marius Ciocan. Cu Marius Ciocan? Marius face și lucruri bune. Da. Noi îl tachinăm pe Marius și păcat că nu e aici. Da, nu e aici. El e sus la școala dublicală. Bine, Sergio, e ok. Vedem că ești pe drum al bun. Spune-ne, te rog, un lucru. La ce crezi că te-a chemat Dumnezeu să faci în biserica Lui? Păi, în primul rând, acum m-am implicat în grupul de laudă și închinare, deocamdată. Pe mai departe încă nu știu. Nu știu. Dar ești deschis pentru orice? Ești deschis pentru orice. Pentru ce mai crezi tu că ai putea să faci? Încă nu știu. Încă nu vreau să mă pronunț. Încă nu știu. Încă nu vreau să te pronunț, ești precaut. Da. Bine, ai prieteni în metanoia? Da, am o grămadă. Ai o grămadă? Asta este bine. Nu ești singur într-o mulțime. Nu, nu. Pe cine îți permiți să îi spui că te-ai îndrăgostit? Că-l verific imediat. Păi da, îi spune. Fără șopti din clasă. Lasă-l pe Raul. Da, îi spune primul oară. Da, primul oară îi spune, apoi... Grații, cred că e primul care știe. Grații? Da, da. Îi spui Grații? Da? Darius, Marius. Da? Ești Marius, prieten cu băieții ăștia? Și când calci strâmb, la cine îți permiți să spui? La nimeni? La taică. Da? E bun! Sau la ei, da. Da? I-ai spune la taică tu când ai călcat strâmb? Eu spun, e normal. Și la maică-mă, cred că la maică-mă e mult. Vă felicit, părinților! E mare lucru ca fiii și fiicele să poată să se întoarcă la părinți și să spună atunci când mai calcă un pic strâmb. Ok. Ce mai trebuie să întrebăm pe Sergio? Ce pasaj biblic îți place? Ce îți place așa din Scriptură? Citești Scriptura? Da, citesc. O citești? Duminică dimineața? Nu, aș vrea să zic acum să mă deschid puțin. Am început să citesc săptămâna asta Matei. Și ce îți place cel mai mult din Scriptură? Ai un pasaj al tău? Ai un pasaj al tău? Un pasaj al tău care zici, băi, ăsta e al meu. Păi, eu nu știu să zic numere. Să zic după numere, dar... Nu trebuie să spui 2 Timotei 2 cu 2. Așa, ideea. Să zic din Matei când îi cheamă pe ucenici. Îți place ideea aia? Da, îmi place ideea de... Uh-huh. Să o fac pescar de oameni. Ok, da, amin, amin. Poți să mărturisești? Unde lucrezi? Ce faci acum? Mă lucrez la Citibank, la în aeroport. Reprezentam vânzări. La Citibank, în aeroport? Da. Fain, bine. Care sunt nevoile tale? Care nevoile?
Vrem să ne rugăm acum pentru tine. Care sunt nevoile tale cele mai acute? N-ai nicio nevoie. Așa vrea și... Nu știu, o stabilitate poate financiară sau... Da, o stabilitate financiară, Darius, reține. Altceva? Cum stai cu dragostea? Bine? E bine dacă stai bine cu dragostea. Te iesura? Da. Ok, bun. E bine de știut lucrurile astea. E bine de știut lucrurile astea. Părinții, așteptați-vă, e normal să zboare din cuib. Da. Și să-și formeze alt cui, bineînțeles. Nu numai să zboare. Să... Ok, bine, Darius, reții și asta. Vrea să se însoare, e un lucru bun. Altceva? Alte nevoi? Când ajunge. Darius, tu mai cunoști alte nevoi al lui Sergio? Mai te roști, da, ceva știu, pentru mai el. Multe. Na, bine, din biserică, vreți să-i puneți vreo întrebare lui Grații, prietenul lui? Ce l-ai chestionat pe... Să-l ajutați. Mai abține-te, Raul. Darius, hai să-l binecuvântăm pe Sergio. Da. Fă cum vrei tu, tu ești. Ok, îl chem și pe Grație aici și pe Claudiu, care sunt băieți de la Mincelor și sunt aici, îi chem aici ca să îl înconjurăm, ok? Marius Radu, îl văd sigur în spate. Că ce la un moment dat l-am văzut. S-a dus sus la școală? Ok. Hai să-l... E un băiat de treabă, Sergio. Okay. De cât timp e în celul la tine? Păi cred că de când a venit în Nathanael, cred că la noi a venit prima dată. Așa cu fluctuație, dar vine constant. E cel de... Acum? E foarte serios, da. Cu cel puțin cu venitul acela. Ok, bine. Doamne Dumnezeu, te binecuvântez pentru Sergiu. Te rog Dumnezeu ca tu să-l binecuvântezi și să mulțumesc Dumnezeu pentru că l-ai pus în contextul acesta, în timpul acesta, în locul acesta, în Biserica Nathanael. Dumnezeu, îți mulțumesc că tu revoluționezi viața lui, îți mulțumesc Dumnezeu că îl crești, îți mulțumesc Dumnezeu că participi la maturizarea lui, la ucenicia lui Dumnezeu. Te rog Dumnezeu ca tu să-l binecuvântezi cu pace, cu înțelepciune Dumnezeu, cu îndrăzneală. Te rog Dumnezeu ca tu să-i dai o siguranță, Doamne, și nu doar siguranță financiară. Mă rog Dumnezeu ca tu să-i dai o siguranță emoțională, o siguranță financiară, Dumnezeule, o încredere în sine, Doamne, și în tine, Dumnezeule, ca domn, ca și stăpân, Doamne, peste viața lui. Dumnezeu, îți mulțumesc pentru părinții lui care l-au crescut bine, care s-au dedicat, care s-au sacrificat pentru creșterea lui. Îți mulțumesc pentru frații lui care sunt alături de ei și i-au oferit o creștere, un mediu sănătos pentru creștere, Dumnezeule, și l-au ajutat, Doamne, să-și dezvolte anumite abilități, Doamne, și anumite responsabilități. Dumnezeule, îți mulțumesc pentru locul lui de muncă, îți mulțumesc, Dumnezeule, că tu îl vei face, Doamne, să fie stabil acolo, îți mulțumesc, Dumnezeule, că tu îl vei integra bine în echipa de acolo, îți mulțumesc, Dumnezeule, că va primi, Doamne, un venit și o să este mare lucru că în vremuri ca și acestea, Dumnezeule, tu îi porți de grijă. Îți mulțumesc, Doamne, pentru care unde să stai, îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru care prieteni, îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru că se implică în echipa de laudă și închinare. Te rog, Dumnezeule, ca tu să-i dai, Doamne, răbdare, Doamne, să-i dai curaj, Doamne, și să-i dai direcție, Dumnezeule. În ceea ce privește dragostea, Dumnezeule, te rog, Doamne, ca tu să-l binecuvintezi, Doamne. Te rog, Doamne, ca să-i formezi o perspectivă și o viziune asupra viitorului, Dumnezeule. Ajută-l, Dumnezeule, să fie hotărât, ajută-l, Dumnezeule, să fie dedicat, ajută-l, Dumnezeule, să fie credincios. Iar în toate, Doamne, mâna ta să-l ocrotească. Ia-l, Doamne, în toate părțile, Doamne, pune piciorul pe stâncă, Doamne, și de fiecare dată când simte că se clatină, să știe că tu ești acolo, Dumnezeule, și-l ții, Doamne, și-l binecuvintezi, și-l sprijinești, Doamne, și tu ești adăpost, Doamne, și-l ferești, Doamne, și-l îmbrățișezi, Dumnezeule, de fiecare dată când are nevoie. Dar în același timp, Dumnezeule, ajută-ne și pe noi, Doamne, ca biserică și pe noi ca și biserică de casă, să-L înconjurăm, Doamne, cu dragoste, să fim alături de El pentru reconciliere, pentru vindecare, Dumnezeule, pentru sfătuire, Dumnezeule, pentru prietenie, pentru părtășie, Dumnezeule, și te rog, Dumnezeule, ca Tu să te reverși pe deplin peste El. Darurile Duhului Tău cel Sfânt să fie peste El, Doamne, să se reverse, să se manifeste, Doamne, și te rog, Dumnezeule, ca Tu să-L binecuvintezi. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Sergio, îți spunem bun venit în biserica mea, Dumnezeu să te binecuvinteze.
Noi credem că singura metodă prin care putem să păstorim, așa credem noi, așa am înțeles noi, este biserica de casă. Biserica Metanoia are 20 de astfel de biserici de casă, în medie, să zic, 10 membri în fiecare biserică și așa este mult mai ușor. Vreau să vă spun, stimați părinți, că l-am văzut pe Sergiu abătut acum vreo 3 săptămâni. Și n-am apucat să-l întreb de ce a bătut. Dar m-am întâlnit mai repede cu Darius și am zis, Darius, ce știi despre Sergiu, văd a bătut? Zice, știu despre el. Și am fost liniștit. Dacă Sergiu, care este căsător, Darius, care este căsătorit, care este așezat, știe despre el, am zis, ajunge. Ajunge. De aceea trebuie să vă încurajez și să vă spun, Sergiu e pe mâini bune. Sergiu e pe mâini bune, vă mulțumim pentru că l-ați crescut bine, este un băiat cu respect, cu bun simț, un pic mai multă îndrăzneală va primi pe parcurs și ne bucurăm pentru Sergiu. Da, încep ca să vină familia lui Eugen și ne bucurăm că ei vin, ne bucurăm că putem ca să facem o sărbătoare din fiecare copil care vine în familia noastră. Până când vine, facem un anunț cu tinerii. Tu ești responsabilă, Raluca? Vă binecuvintez și eu în această dimineață. Continuăm cu proiectul All Inclusive la tinerele. Ce să vă rog să puneți filmulețul. Nu, asta este, scuze.
Mulțumim. Din păcate nu s-a văzut prea bine din cauza luminii prea mari, dar vă așteptăm tinerii, în mod special de seară, să-l vizionați mai bine filmulețul. Ok, deci pentru o scurtă recapitulare a ceea ce înseamnă proiectul All Inclusive, este vorba despre mai multe nevoi ale tinerilor la care încercăm să răspundem. Și bineînțeles, Dumnezeu este centrul răspunsului nostru. Până acum a fost nevoia de succes, nevoia de relații, nevoia de îndrumare. Suntem la nevoia de integrare și urmează ultima nevoie, de apartenență. Ok, deci vă așteptăm cu inimă bună. Avem și divertisment, avem tot, și învățătură, și voie bună, și socializare. Deci avem tot ce este nevoie pentru tineri în mod special, dar sunteți bineveniți oricine. Mulțumesc. Ok, fiți binecuvântați. Am și eu un anunț. Pe data de 20 februarie vine trupa Proconsul la Biserica Agape. Prețul unei intrare se face doar pe bază de invitație, iar prețul unei invitații este de 5 lei. Vă încurajez să veniți. 20 februarie plică duminică seara. Dacă suntem într-un număr suficient de mare, oricum suntem deja vreo 30 și... Principiul la Biserica Metanoia nu se va ține program duminică seară în data de 20, pentru că mergem toți la Agape pentru concertul celor de la Proconsul. În acest sens vă invit să veniți la Damaris, să vă înscrieți, cei care vreți, ca să primiți și invitație. Cine este trupa Proconsul? Este o trupă de renume la ora aceasta pe scena show business-ului românesc. Este o trupă care cântă un stil pop-rock, dar interesant că oamenii aceștia s-au pocăit. Merg la Biserica Roa Vieții în București. S-ar putea să auziți o mărturie interesantă a unor oameni care deja au succes în ceea ce înseamnă muzică, în ceea ce înseamnă lumea aceasta, și este o experiență bună. De aceea vă încurajez să veniți. Vă încurajez să veniți duminică în data 20 februarie, pentru că sâmbătă, după cum ați văzut, aici se va fi tineret, se va ține tineret, va fi cu Cosmin Crăciun, ok? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ok, e urgent? Nu apare? Nu încă. Mai are un minut. Dacă nu vine într-un minut, închidem ușa. Ok, bine, dragilor, haideți să... Îl binecuvântăm pe Domnul cu darurile noastre, cu tot ceea ce Dumnezeu ne oferă în fiecare zi, în fiecare lună. Noi, ca biserică, îl binecuvântăm pe Dumnezeu cu parte din tot venitul nostru și ne bucurăm ca să putem să dăm cu inimă bună. Biblia zice... Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, dar nu cu părere de rău sau de silă. Căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Vă binecuvintez în această dimineață ca să dați cu inimă bună. Doru și Ronela, haideți un minut în față. Nu vreau să vă dau microfonul dimineața asta. Vreau numai să vă prezint și să... aduc bisericii aminte despre voi. Ei sunt familia care a pus umărul la proiectul Betleem din iarnă. Au fost într-o scurtă vizită în America, s-au întors cu forțe noi, nu Doru? Plănuim și rugați-vă ca să reușim să facem un proiect de Paști tot în parcare. Până atunci vă binecuvântăm doar și vă spunem bun venit acasă din nou și să vă meargă bine. Noi suntem împreună cu voi pentru consolidarea și extinderea Împărăției lui Hristos. Amin? Da, fiți binecuvântați. Ce ar mai trebui să facem? Să-l așteptăm pe Eugen ar trebui. Da. Săptămâna trecută am fost împreună cu Marcel, împreună cu câteva familii din Gătaia, împreună cu o familie din Buziaș. Am fost joi, vineri și sâmbătă la Căciulata, la întâlnirea bisericilor autonome din România. Am avut acolo o conferință anuală, am fost foarte mulți și a fost foarte bine. Aș vrea să vă încurajez și să vă spun pretutindeni în țară, de la
de la București până la Satu Mare, apropo, Boloșu, unde ești, te-am văzut la un moment dat, până la Satu Mare, da, până la Îndelul Ulici, pentru că l-am văzut la nunta ta, lucrurile se schimbă, lucrurile intră în reformă și m-am bucurat, am avut un timp deosebit acolo, îmi pare rău că nu v-am provocat ca să veniți și alții, dar anul viitor se ține undeva în Ardeal, în zona Clujului și probabil că o să ne simțim un pic mai aproape și o să mergem acolo. În rest, am rezolvat pentru conferința noastră de familie din 13-15 mai, Voia lui Dumnezeu în familie. O să conferențieze Cluj, am vorbit deja cu dânsul. În același timp am schimbat sala de conferințe, o să avem o sală mai bună, mult mai bună decât am avut în ultimele două dăți. Deci am avut o săptămână plină în care, așa cum spuneam, am făcut 1000 de kilometri. Am fost încântat din 1000 asta de kilometri să merg vreo 50-60 pe autostradă. Se merge bine pe autostradă. Mulțumim că în fine, după 20 de ani, au apărut câțiva kilometri și în Ardeal de autostradă. E mare lucru și eu cel puțin i-am binecuvântat pe guvernant și le-am spus anii viitor, măcar așa s-o țineți. Măcar 60 de kilometri pe an, tot era ceva. Dacă făceau în 20 de ani câte 60, era 1200, era așa de fain. Dar nu s-au făcut. Acum, în ultimii un an, doi ani, s-au trezit că mașinile noastre merită să circule pe niște drumuri mai bune. Dar e bine și așa. Mulțumim lui Dumnezeu. În rest, s-a întâmplat ceva deosebit săptămâna asta, care merită anunțat pentru biserică. Nu, nimic deosebit. Vine Eugen, e deja cu prima lui fetiță. Deci, Eugen, Claudia, în noua calitate a voastră de părinți, familia Mihăiescu, familia Martin, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm în dimineața aceasta, ca biserică, să fim parte cu dumneavoastră la acest eveniment special, primul de acest gen în familia Mihăiescu Junior, dar noi avem toată credința că nu ultimul. Vreau să vă fac o mărturisire, este cred că singura familie pe care eu am consiliat-o de 12 ani încoace, de 12 ani venind, care mi-au spus, eu întreb pe tineri înainte de a-i căsători, ce ziceți, câți copii credeți că să aveți? Și unii zic, 1, 2, 3 maxim. Familia Mihăiescu, vreau să vă spun, stimaților bunici, m-au surprins. Știți câți ori zis, nu știu dacă au fost 100%, ori zis, 4. 5 a zis. 5. Deci de-aia zic că urmează. Este primul eveniment de genul acesta. Eugen și Claudia vă spunem bun venit. Cine este Eugen? Vreau să vă spun despre Eugen. Nu ia nimeni meritul acesta. Este membru fondator al Bisericii Metanoia. L-am cunoscut pe Eugen, familia Mihăiescu, pe vremea când nu deosebea fața de dos a bluzei. L-am cunoscut în Exodus pe Eugen când era un adolescent de 14-15 ani, Peter, sau mai târziu un pic, 17, aveai atâta și încă umblai cu bluza și nu deosebeai, da?
Ok? L-am iubit pe Eugen din vremea aceea, am văzut în el un potențial fantastic, de aceea i-am trecut toate aventurile lui tinerești. M-am bucurat să-l văd că a urmat o facultate faină pe care el a îndrăgit-o, arhitectura. M-am bucurat ca să-l văd ocupând diferite poziții sociale. M-am bucurat când fiul meu i-a spus, am văzut o fată faină, Eugen, merită să o vezi. Și m-am bucurat când Eugen ne-a chemat la nuntă. De fapt, eu cu Cheții, unde-i nevastă mea? Au plecat, eu cu Cheții sunt naș. Și ne bucurăm. Naș, nu orice. Ok. Deci, Eugen și Claudia, fiți bineveniți. Noi ne bucurăm tare mult pentru voi și am vrea ca să vă, înainte de a începe eu să predic, aș vrea ca să vă invităm pe voi doi, lăsați-o pe Bianca Paula, dacă stă cu minte, că am auzit că este foarte gălăgioasă, vrea să devină sopranistă, eu știu ce vrea să devină. Haideți un pic în față și spuneți-ne, domnul senator, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încă o dată, respect. Trăiască Parlamentul României, mai bine cu legi mai bune. Și România asta să fie vindecată. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Deci, Eugen, Claudia, ce înseamnă pentru voi noua experiență, părinți? N-ai mai fost niciodată, Eugen, în poziția asta. Claudia. E o experiență nouă, e o experiență interesantă. Am fost copleșit încă din prima zi când a născut. Noi încă mai povestim și zic ce extraordinar este ca un om să zici că are vârsta de o oră jumate sau de trei ore sau câteva zile. De obicei ești obișnuit cu săptămânile, lunile și anii. Și ne-am minunat de Paula ca un lucru venit de la Dumnezeu, o minune venită de la Dumnezeu. Îi suntem recunoscători. Nu este ușor să naști. Am stat lângă Claudia în timpul sarcinii, a fost o sarcină toxică, cum se zice. Primul trimestru a fost deosebit, ne-am hrănit cu suc de ananas cel mai mult, că altceva nu mergea. În cele din urmă Dumnezeu ne-a ajuns, am ajuns cu sarcina la termen și a fost o experiență interesantă, cel puțin și pentru mine, și după aceea încă nu i-am făcut baie, nu sunt un tată asist de fiecare dată, sau în cele mai multe, 99,9% asist la baie. Eu sunt omul cu focul, fac apă caldă de la robinet și am schimbat un scutece. Data trecută la baby shower am dezmembrat păpușa, i-am rupt un picior. Nu știu dacă, sper că nu am stricat-o de tot. Dar nu e așa greu, deci e mai ușor cu oamenii decât cu păpușile. În rest, așteptăm să crească, îi mulțumim lui Dumnezeu că n-a fost răcită, că e sănătoasă. E o bucurie în fiecare zi, e comică, cântă, țipă, recită poezii în limba ei. Ne bucurăm de ea și așa cum noi ne dorim, când ne-am căsătorit, am zis că 5 copii ar fi frumos și alții ne-au zis să așteptați să vedeți dacă mai vezi copii după primul. Deocamdată trebuie să mai treacă ceva timp, dar suntem pe felie, nu? Mai e ceva? Nu cred. Cred că primul nume care din lista de 250-300 de nume care am avut-o pentru fete.
de-a lungul timpului am început să-L iubesc, să iubesc scrierile Lui și în același timp micuț în sensul de smerit. Și ne dorim ca fata noastră să-L iubească pe Domnul Iisus, să fie smerită și neprihănită. De aceea am ales Paula Bianca. O să fie o provocare și pentru următorii, că noi ne decidem tare greu cu numele. Dar sper să fie un nume profetic și Dumnezeu să o binecuvânteze. Bine, Eugen, Claudia, Dumnezeu să vă binecuvânteze. E foarte interesant și eu am spus-o. În Biblie citim că părinții puneau nume copiilor lor cu însemnătate. Ce a însemnat pentru ei sau ce ar fi dorit să însemne pentru ei. De aceea am înțeles în dimineața asta de ce o cheamă Paula și de ce o cheamă Bianca. Dumnezeu să o binecuvinteze. Haideți să vedem ce se întâmplă în dimineața aceasta. Ce se întâmplă în dimineața asta în Biserica Metanoia? Paula Bianca este binecuvântată în dimineața aceasta. Paula Bianca în dimineața aceasta este încreștinată. Haideți să vedem. E normal, sunt copii, familia Mihăiescu deja are 3 nepoți, stați foarte bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Martin, sunteți la prima experiență de bunici. Dar urmează. Urmează. Haideți să vedem ce spune Scriptura. Ce spune Scriptura despre evenimentul zilei? Asta este cel mai important. Dincolo de tradițiile noastre, și noi avem tradiții, la un moment dat Apostolul Pavel spune istoricul Luca în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, ajunge în Atena și el își începe discursul în felul următor. Stimați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Dar dacă citim mai departe predica lui Pavel, ne dăm seama că el stătea în fața unor oameni foarte religioși care nu-L aveau pe Dumnezeu și pe Hristos în religia lor. Este cumplit și este trist să gândim că putem să fim foarte religioși și în același timp să nu-L avem pe Dumnezeu și pe Hristos în mijlocul religiei. De aceea, în această dimineață, o să fac câteva afirmații pe care mi le asum și care Biserica Metanoia și le asumă și vrem să o spunem foarte apăsat. În dimineața aceasta, noi pentru Bianca Paula nu o să o încreștinăm. Nu avem emoții că acest copil ar putea să moară și murind, Dumnezeu nu știe ce să facă cu sufletul ei, pentru că n-a fost încreștinată. Paula Bianca, după cum o vedeți, este energică, da? Este energică, dar nici de cum. Paula Bianca, hei, fino, n-are treabă. Cu mine n-are treabă. Mă prinde, da, observ. Deja începe să ducă la gură, asta este... Înseamnă că ea crește, da? Te uiți la mine? Dar nici de cum pe Paula Bianca în dimineața aceasta nu putem încreștina. Nici nu putem lepăda de Satana. Pentru că, în primul rând, pentru că Biblia nu spune asta, într-al doilea rând, fetița aceasta plăpândă nu are nici o... Are voință să strige, să țipe când e foame, are voință, dar nu are nicio voință să zică îl accept pe Hristos sau nu îl accept pe Hristos. Cât despre nași, cu toată poziția mea de păstor, n-am nicio autoritate să o leapăd sau să o încreștinez. Biblia nu zice despre așa ceva. Am rezolvat o parte a creștinismului. Dar haideți să încercăm să rezolvăm altă parte. O binecuvântăm în această dimineață. Așa zic pentecostalii și baptiștii. Ok? Pentru că ei au vrut să întoarcă ortodoxilor și n-au vrut să fie
sub-ortodox și sub-catolic, să zică copiii lor sunt necurați, sunt necreștinați. Și am zis, noi îi binecuvântăm. Eugen, când te-ai rugat prima dată pentru rodul pântecelui soției tale? Când l-ai binecuvântat prima dată? Când era... când era un strugure. Ok? Ai început să te rogi pentru... Nu știai că e fetiță, nu știai că e băiat. Eu încep să mă rog pentru nepotul, nepoata mea și fie nepot. Și încep ca să o binecuvintez. Când ai văzut-o prima dată în maternitate, ce sentiment ai avut? Ai binecuvântat-o, Eugen? Ai binecuvântat-o. Bunicii, când au auzit că sunt pentru prima dată bunici, au binecuvântat urmașul lor. Au făcut-o. Dragilor, vrem să fim foarte realiști, chiar dacă părem foarte deștepți. Nu o binecuvântăm pe Bianca Paula, ci mai degrabă, în această dimineață, știți ce facem? Responsabilizăm această familie. În primul rând pe tati și pe mami, pe tata și pe mama, apoi bunicii, apoi mătuși, unchi, neamuri de aproape, îi responsabilizăm și le spunem câteva lucruri foarte apăsate. Și vreau să vă întreb, spuneți-mi, vă rog, poporul Israel, da? Pentru că noi învățăm copiii noștri și noi vorbim dintr-o scriptură care are Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament, într-un mod special, nu în exclusivitate, într-un mod special, Vechiul Testament se adresează poporului Israel. Vreau să vă întreb, ce scopuri a avut Dumnezeu cu poporul Israel? Continuăm, suntem duminică dimineața la Metanoia pentru musafirii noștri. Este un moment în care mai comunicăm cu sala să fim siguri că nu vorbim singuri, că nu ne terminăm numai slujba, predica ca să plecăm acasă, ci comunicăm cu sala. Ce scop a avut Dumnezeu cu poporul Israel? Într-o lume politeistă care credea în... O mie de așa zis Dumnezeu, Dumnezeu a dorit ca poporul Israel să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat și să-i se închine Lui. Ok? Asta e vreo să zici. Așa, eu am zis-o pentru cei de pe internet ca să o audă, da? Ăsta este un motiv, da? Al doilea motiv pentru care ce a mai intenționat Dumnezeu cu poporul Israel? Să-i ajute fiecare să vă țineți minte, că eu nu pot să scriu acum tot. Cu toate că, Raul, dacă tu ai putea scrie acolo, n-ar fi rău. Raul, ești cu mine? Ok? Deci ce ai zis, Raul, mai zi încă o dată. Să-i ajute să fie sfinți. Oameni puși deoparte. Deci să trăiască diferit față de celelalte popoare. Să trăiască diferit. Deci, Raul, scrie, da? Te ajut eu. Primul punct mai îl știi? Ai fost atent sau nu erai cu noi? Să ajute să fie sfinți, oameni puși deoparte. Ăsta e doi. Unu. Să se încreadă în singurul Dumnezeu. Să se închine adevăratului Dumnezeu, unicului Dumnezeu. Deci ăsta e unu și doi. Să fie sfinți, oameni puși deoparte. Alt motiv care Dumnezeu l-a avut cu poporul Israel. Alt scop. Ok. Da, să duc încă n-am fost pe termen scurt. Altceva. Unul foarte important. Poftim? Minunile lui Dumnezeu să fie promovate din generație în generație și să se știe de Dumnezeu că este unul atotputernic. Să promoveze trei, notează așa, noi încercăm să zicem așa, trei. Să promoveze caracterul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, știința lui Dumnezeu. Să promoveze caracterul lui Dumnezeu. Altceva de aici cineva vrea să spună. Da, ok. Prin Israel... Să fie binecuvântate, 4, prin Israel să fie binecuvântate toate semințiile pământului. 5, zic eu,
să-L aducă pe Mesia în lume. Foarte important, ok? Foarte important, să-L aducă pe Mesia în lume. Da, ok, da, astea se pot gândi. Eu mai am notat încă un lucru aici, să prezinte practic ce mare binecuvântare este să slujești pe adevăratul Dumnezeu. Să prezinte practic ce mare binecuvântare este să slujești pe adevăratul Dumnezeu. Ok, dar pune-le toate cinci să le vedem împreună. Vreau în această dimineață, când plecăm de aici, să zicem, am fost la o biserică, ziceam azi dimineață, suntem duminică dimineața la biserică pentru câteva motive. Să îl lăudăm pe Domnul, să ne slujim unii altora, să ne rugăm unii pentru alții și să învățăm câte ceva. Haideți să prezinte practic ce mare binecuvântare este să slujești adevăratului Dumnezeu. Dar acum grupează-le toate cinci cumva, dă un caracter mai mic și să le vedem toate cinci. De ce zic? Vreau să vă întreb în această dimineață pe dumneavoastră. Israel există încă. Ceea ce este adevărat cu privire la Israel, să se închine singurului Dumnezeu adevărat, să-i ajute pe israeliți să fie sfinți oameni puși deoparte, să promoveze caracterul lui Dumnezeu, prin Israel să fie binecuvântate toate, nu roadele, toate popoarele pământului, toate națiunile pământului. Să prezinte practic ce mare binecuvântare este să slujești adevăratului Dumnezeu. Să-L aducă pe Mesia în lume. N-ai notat. 6. Să-L aducă pe Mesia în lume. Toate aceste adevăruri sunt valabile astăzi pentru biserică? Ok? Hai să ne numim, pentru că Eugen. De aici începe predica mea. Ok? De aici eu zic că este mare responsabilitate. Noi pentru Bianca rostim o rugăciune fără îndoială. Dar dacă mai departe biserica nu este interesată de ce se întâmplă cu părinții și cu Bianca, toate acele scopuri, să se închine singurului și adevăratului Dumnezeu. Foarte curios. Biserica este foarte interesată de copil să nu moară nebotezat, neîncreștinat, că unde îi se duce sufletul. Dar mai departe, biserica n-ar trebui să fie interesată de copil, de tânăr, de adolescent, de omul căsătorit, unde îi se duce sufletul? Îl rezolvă în ziua când e cu capul spre nord. Cum vi se pare asta, dacă puneți bunul simț la bătaie? Minciună. Ok? Cum vi se pare faptul că, binecuvântăm, se construiesc biserici noi, la baptiști, la pentecostali? Prima întrebare care eu o am când aud de o biserică nouă, știți care este? Bănuiți? Întreb așa, ok, faină biserică, unde ai sările pentru copii? O, frate, n-am avut bani pentru asta. La urmă le facem. Oare cât timp am? N-am timp niciodată. Un predicator bun n-are timp niciodată. Ok? Dar Raul, aș vrea acum să-mi pui spotul ăla publicitar pentru copii. Așa mi se răspunde. Pentru copii? N-am avut bani pentru copii. Stinge, oare se vede? Dacă nu se vede, n-am făcut nimic. Stinge tot. Să slăbească în viața noastră. Pentru mine, tot mai bine, nu se auzi în viața noastră.
Timpul lângă noi. Puteți contribui la schimbarea vieților noastre. Vă rugăm, plătiți acest timp cu noi, învățându-ne despre Hristos. Numai voi puteți face asta. Numai voi puteți face asta. Numai voi puteți face asta. Pentru că peste 10 ani... Eu voi avea 23 de ani. Eu voi avea 21 de ani. Eu voi avea 26 de ani. Peste 10 ani voi avea 18 ani. Eu voi avea 14 ani. Rămâne o întrebare. 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 Peste 10 ani vei fi făcut tu o schimbare? Va fi lumea mai bună datorită ție. Peste 10 ani va fi lumea mai bună datorită ție. Peste 10 ani îl voi urma și eu pe Hristos. Acesta este motivul pentru care Biserica Metanoia, din fiecare nou venit în familiile noastre, vrea să facă o sărbătoare. Pentru că Raul, rămân toate celelalte șase, în picioare. Pentru că Bianca, Paula, va trebui să învețe să se închine singurului Dumnezeu adevărat. Pentru că Paula, Bianca, va trebui să fie o sfântă, o pusă deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că Paula va trebui să promoveze într-o lume mizeră caracterul lui Dumnezeu. Pentru că Paula, prin biserică și prin viața ei, va trebui să binecuvinteze pe alții. Pentru că Bianca Paula va trebui să prezinte practic ce mare binecuvântare este să slujești Dumnezeului adevărat. Pentru că Bianca va trebui să îl readucă pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră. Dar de data aceasta nu să vină în vederea păcatului, ci să ridice biserica la cer. Iată de ce în dimineața aceasta nu facem o simplă binecuvântare versus botezul ortodoxo-catolic. Iată de ce spunem nu facem binecuvântare. În această dimineață Eugen, în această dimineață Claudia, în această dimineață stimați bunici, neamul Mihăiescu și Martin, toate aceste lucruri sunt valabile. Și nu este o zi de 13 februarie în care i-am făcut botezul o amică, ci este un început în care noi o ajutăm pe această domnișoară peste 14 ani, această tânără peste 18 ani și această tânără doamnă peste 20 și ceva de ani să poată să citească. Să poată să citească. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este așa de importantă creșterea copiilor. De aceea, mâine seară, Iosif și Renuța, vă binecuvântăm. Ca împreună cu ceilalți dascăli de școala duminicală, să putem să facem ca Biserica Metanoia să aibă o școală pentru copii serioasă, cu bătaie lungă. Mă înțelegeți? Pentru că noi zicem așa, ce ți este cel mai scump la ora asta, Eugen? Familia. Și dacă nu o super pe Claudia, fetița asta este comoara ta și noi așa spunem. Copiii sunt comoara noastră și cineva zicea, ei bine, comoara aceasta este singura care o putem duce în ceruri. Dumnezeu nu are nevoie de mașina noastră în ceruri, Dumnezeu nu are nevoie de aurul nostru în ceruri, Dumnezeu are nevoie ca în ceruri când vom ajunge să ajungem împreună cu... Zice psalmistul, moștenirea lui, de aceea este așa de important și vreau să spun câteva lucruri apăsat.
apăsat. Vreau să spun câteva lucruri apăsat și aș vrea să fie un semnal de alarmă. Nu numai pentru Eugen și pentru Claudia, ci pentru noi toți care suntem părinți. De aceea Dumnezeu era așa de interesat de creșterea copiilor, pentru că El știa că aceste lucruri trebuie să se întâmple din generație în generație. Din generație în generație. Din generație în generație. Eu am mai spus-o și vreau să o repet în această dimineață. La un moment dat, la prefectură, a fost o întâlnire cu toți slujitorii altarului. Folosesc un limbaj bisericesc, religios. Cu toți slujitorii altarului din toate cultele religioase din Timișoara. Și acolo s-a vorbit despre spiritualitatea acestui oraș. Și s-a făcut o socoteală, o aritmetică. Era acum vreo 7-8, poate 10 ani. Și câte biserici sunt în Timișoara de toate felurile, de la ortodoxo-catolice până la autonome evanghelice. Și s-a ajuns la concluzia că în Timișoara, toate bisericile din Timișoara pot în fiecare duminică dimineață să primească până la 15.000 de oameni. Toate bisericile. Hai să zic că s-au mai făcut în ultimii ani biserici și pot să primească 20-30 de mii de oameni în fiecare duminică dimineața. Știți cât reprezintă asta pentru tot orașul? 10%. 8-10%. Unde sunt ceilalți 90%? Dar noi suntem un oraș religios. Nu, religios. Creștin. O statistică americană, dar noi nu suntem departe de americani, o statistică americană spune așa despre familie, Eugen, Claudia, despre voi doi acum este vorba, nu că despre noi ceilalți n-ar fi vorba, dar despre voi doi, spune așa o statistică sociologică, carierele, ascultați, doamnelor, domnilor, taților, în mod deosebit taților, da? Carierele și dublarea veniturilor erau cu mult mai importante decât viața de familie. Dacă te regăsești, spune vecinului să-ți dea un cot. Ok? Carierele și dublarea veniturilor erau cu mult mai importante decât viața de familie. Copiii erau abandonați în fața televizoarelor atunci, acum între timp mai am făcut și calculatoare, în fața televizoarelor 7 ore jumătate pe zi. Familia petrecea 15 minute în medie discutând în familie sau jucându-se cu copiii. 15 minute din 24 de ore este tot ceea ce dăm noi unui copil. Ok? Și atunci Dumnezeu are în mintea Lui și zice așa, biserica sau mai am scris... despre creștinismul actual. Creștinismul este ambalat și prezentat tot mai mult ca un agent ce ne satisface nevoile, ne face să ne simțim împliniți și contribuie la stabilitatea familiei. Numai foarte rar în centrul familiei stă creșterea copiilor pentru gloria lui Dumnezeu. Suntem aici? Suntem aici? Putem să zicem da? Din nefericire putem să zicem da. Cine are copii? Raul, see you soon. În curând. Ăsta este marele adevăr. Pentru că fie că numim ziua de astăzi botez, fie că numim ziua de astăzi binecuvântare, nu este important cum o numim, este important ce facem cu acești copii pentru că acești copii să se închine singurului și adevăratului Dumnezeu. Faptul că noi, familia Martin, faptul că o parte din copiii dumneavoastră l-au găsit pe Mesia, dați slavă lui Dumnezeu. Ok? Faptul că tu, Eugen, l-ai găsit pe Mesia și marele merit din discuțiile mele l-are familia ta, părinții și bunica ta, slavă lui Dumnezeu. Dar ne punem într-o situație în care vedem ce se trăiește.
ce vor face copiii noștri. De aceea biserica este singura care trebuie să se trezească și să spună: cel mai important program din viața unei biserici trebuie să fie programul pentru copii. De acord? Nu mai ziceți amin. Ridicați măcar mâna să știu că sunteți de acord cu mine. Înțelegi, doamna Bujor? Cel mai important program din viața unei biserici, încep să mă trezesc. Cu toate că copiii mei sunt mari, dar îmi vine poții. Și dacă nu mă trezesc, știți de ce încep? Am un frate care nu-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum îl cunosc eu. Am un frate care spune: mă pocăiesc, lasă-mă, acum mami nu mai îmi spune atâta că numai ei. Tati îmi spune mai rar, tu tot mă bați la cap cu pocăința. Mă pocăiesc. Zice, singura mea problemă, știi care eu am, eu spus-o într-o zi. Singura mea problemă este, hai poate copiii tăi mai vor fi, dar nepoții tăi ce fel de pocăiți vor fi? Și m-a întărătat. Și atunci am zis, nepoții mei și copiii tăi, Eugen, vor trebui să se închine singurului Dumnezeu adevărat. Nepoții mei și copiii tăi, Eugen, va trebui să fie niște oameni puși deoparte pentru Dumnezeu. Vor trebui să promoveze caracterul lui Dumnezeu. Va trebui să fie o binecuvântare și să transmită binecuvântările lui Dumnezeu mai departe. Va trebui într-o lume idolatră să prezinte practic ce mare binecuvântare este să slujești adevăratul lui Dumnezeu. Și va trebui, așa cum zice Apostolul Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Aducând ziua lui Dumnezeu, revenirea lui Hristos, revenirea lui Hristos cât mai repede. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? De aceea, uitați și deschideți împreună cu mine Biblia și veți vedea că pretutindeni, eu nu citesc decât trei pasaje, unul pozitiv și unul negativ. Și citesc prima dată pasajul negativ, haideți să începem cu pasajul negativ. Doi împărați, capitolul 17, versetul 41. Doi împărați, 17 cu 41, unde Scriptura spune așa și Scriptura spune și ce spune Scriptura, no comment, dar ne uităm în viața noastră și așa se întâmplă. Scriptura spune așa, Doi împărați, capitolul 7, verset 17, 41. Neamurile acestea se temeau de Domnul și slujeau și chipurilor lor cioplite. Și copiii lor și copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinților. Este foarte simplu. Biblia spune că acea generație de părinți au slujit și lui Dumnezeu și, dacă folosim cuvântul Evangheliei, și lui Mamona. Și până în ziua de astăzi s-a perpetuat din generație în generație. Un exemplu negativ, un exemplu pozitiv, citim în Psalmul 37, unde Biblia zice așa și săptămâna trecută Marius a amintit pasajul acesta, dar vreau să-l amintesc pentru că merită, da? Spune așa, am fost tânăr, 37 cu 25, Psalmul, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Este bine. Și după aia zice așa, și nici pe urmașii lui, cerșându-și pâinea. Dumnezeu întotdeauna când se uită, se uită la mine ca părinte, dar imediat se uită la descendenții din mine. Mai departe spune așa, ci el, acest neprihănit, care a îmbătrânit între timp, ci el întotdeauna este milos, dă cu împrumut și ce se întâmplă cu urmașii lui? Urmașii lui sunt binecuvântați. Ne uităm în Scriptură și vedem că întotdeauna urmașii sunt importanți. De aceea Eugen și Claudia, e așa de importantă ziua de astăzi. Știți de ce? Pentru că voi doi ați făcut un legământ aici în biserică. Da? Și tot astăzi, voi doi, va trebui să spuneți și va trebui să urmăriți
și să faceți legământ cu Dumnezeu că acest copil îl veți crește pentru scopurile astea. Raul, te rog să salvezi scopurile astea și să-i retrimiți într-un e-mail lui Eugen. Care e adresa ta de e-mail? Știi, Raul, adresa lui Eugen? Eus? Ge? Eugenus. Yahoo.com? Yahoo.com. Trimite-i. Trimite-i. Ok? Eugen, ăsta este lucrul cel mai important. De aceea, ascultați-mă, de aceea Dumnezeu, pentru că a văzut așa de important aceste adevăruri pe care noi le-am scos, eu nu aveam decât trei lucruri scrise, dar am zis că voi întotdeauna sunteți mai buni ca mine. De aceea Dumnezeu în Deuteronom, Eugen, tu știi, eu vreau să-ți aduc aminte. De aceea spune așa în Deuteronom, în capitolul 6, versetul 2, să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău. Până la câtea generație? Până la a treia generație, pentru că ne ducem. Ne ducem, atâta este viața. Dacă eu mai am spus și tot ziceam, așa este, domnul Mihăiescu, când i-ați avut copiii mici, ce a zis? Să-i văd căsătoriți. Acum ce ziceți? Acum ziceți, să-mi văd nepoții. Și ce mai gândiți? Mai întâi, doamna Mihăiescu, ce mai gândiți? Să o vedeți mireasă, să le vedeți pe fetele astea mireasă? Mai gândim până acolo. Eu încep să gândesc și săptămâna asta cu cheții am zis, măi, zic, hai să vedem câți ani vom avea când nepotul sau nepoata noastră va avea 20-22 de ani. O să-l vedem, o să o vedem mireasă. Și după aceea mai gândim, dacă mai aș putea să-mi văd și strănepotul, deja e bonus, e bonus suplimentar. Și așa zice cuvântul lui Dumnezeu, să te temi de Domnul Dumnezeul tău păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău, fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile pe care ți le dau să ai multe zile. Și care este? Ascultă, Eugen. Claudia, ascultă. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Asta va trebui. Nu știu ce cadouri v-au pregătit familia. Nu știu, probabil că se fac cadouri. Cel mai simplu este să pui niște bani într-un plic și te-ai scăpat. Cel mai simplu lucru ăsta. Ca să faci ceva din Deuteronom 6 e mai greu. Ascultă, Eugen, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. E foarte simplu, toți le avem în inima noastră. Dar e mai complicat. Să le întipărești în mintea Paulei și să-i vorbești despre ele când vei fi acasă, Claudia, da? Când vei pleca în călătorie, indiferent unde, da? Când te vei culca și te vei scula. Și acum, lucrurile care noi le-am putea face practic, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini. Am văzut copii care, când s-au căsătorit, încă pe vremea lui Ceaușescu, atunci intram mult mai des în maternitate prin meseria mea, vedeam, nu se căsătoreau bine, ce li se punea la mâini? Da, când se nășteau. Ce credeți că le punea imediat părinții sau bunicii la mână? Poftim? Ață roșie, să nu-i gioache, lasă asta. Brățară de aur. De la turci. Brățară de aur. E rău? Nu este rău. Doamne ajută, dacă Eugen nu e pus încă o brățară de aur, poți să o faci. Dar știi ce zice Scriptura? Să le legi ca un semn de aducere la mâini. Ce să le legi? Însemnele despre Dumnezeu. Ia să-și aducă aminte și să zică, asta am de la bunul și asta am de la bună. Ce e asta? Aurul?
mama, schimbăm copiii noștri, mai vin câteodată la noi și zice, mama, mai ai ceva aur, vreau să-mi fac un inel. Pune ceva care poate să-i aducă aminte despre Domnul, să fie ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușciorii casei tale și pe porțile tale. Adu-le aminte copiilor tăi, adu-le aminte copiilor tăi că ei trebuie să-L iubească pe Domnul. Adu-le aminte copiilor tăi că ei trebuie să arate practic ce mare binecuvântare este să slujești unui Dumnezeu adevărat într-o lume idolatră. Adu-le aminte că Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Adu-le aminte că Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Adu-le aminte că în politeismul ăsta, în pluralismul ăsta, m-a ascultat o emisiune săptămâna asta și am găsit, nu mai știu pe ce post, mi se pare că pe B1, un deștept, am pus ghilimele, dacă nu le-ați reținut, vă spun eu, un deștept care a zis așa, de fapt, între iudaism, creștinism și mohamedism, nu e nicio diferență. Păi, satana, apoi a mea. Dar cum să spui altceva? Nu e nicio diferență. Toți prezintă același Dumnezeu. Și asta era, dați-mi voie să vă spun, la o oră de maximă audiență pe posturile noastre. Și noi plătim și cablu pe deasupra. Ok? Același Dumnezeu. Atunci mi-am zis în sinea mea, n-am Coranul. Eu nu știu dacă ar trebui să mă istovesc ca să-mi fac rost de el, ca să-l citesc. Dar Vechiul Testament îl am. Și Vechiului Testament îi lipsește partea cea mai importantă la iudaism, Noul Testament. De aceea îmi dau seama, Eugen, atunci am înțeles de ce așa de mult Apostolul Pavel îl bagă în față pe Hristos. Ce face diferența între iudaism și creștinismul adevărat este Hristos. De aceea l-am înțeles pe Pavel de ce de câteva ori zice Dumnezeu și continuă Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos este singura cale, este singura șansă, este singura persoană prin care noi primim mântuirea. Asta va trebui să facem noi pentru copiii copiilor noștri. Așadar, Eugen și Claudia, pentru că timpul aproape a trecut, eu vreau ca să vă invit aici în față, da? Vreau să vă invit aici în față. Și vreau ca să vă întreb foarte serios, când am fost eu de fapt serios. Eugen, eu te știu cine ești tu. Claudia, și pe tine am început să te cunosc. Eu vreau să vă întreb foarte, foarte solemn. Aici, înaintea părinților voștri, aici, înaintea bisericii și, mai important, înaintea lui Dumnezeu, conștientizați faptul că acest copil este darul lui Dumnezeu, este moștenirea lui Dumnezeu, care Dumnezeu a pus-o în casa voastră? Da, absolut. Ok. Sunteți, vreți să fiți dedicați, vreți de astăzi începând să vă dedicați ca acest copil să-l creșteți în așa fel încât cel puțin cele 6 scopuri pe care noi le-am amintit în această dimineață să le poată înțelege și să le poată trăi acest copil când va putea el să le trăiască? Da. Ok, atunci noi vrem să vă binecuvântăm pe voi și vrem să binecuvântăm fetița voastră. Vreau ca să citim un pasaj care se citește de obicei. Se citește, ăla e Darius acolo? Mă ajuți? Darius, Raul, care? Vine aici lângă mine. Vreau să citesc un pasaj din Numeri, capitolul 6, trebuie să înveți, Raul. Mai ales că o să ai și tu copii. Uite de aici, dar sper ca să-l citești așa cu mintea. Ok? Și cu sufletul. Și vreau ca să îi binecuvântăm pe Eugen, pe Claudia și pe Paula,
Bianca. Cu această parte, care nu se referă într-un mod special la copii. Noi o folosim la copii. Bisericile evanghelice o folosesc pentru copii, pentru că zice, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, așa vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. La copiii lui Israel era toată adunarea aia de un milion și ceva. Dar noi vrem să-i binecuvântăm pe ei doi și pe Bianca într-un mod special, pe Paula în această dimineață. Și vrem să ne rugăm apoi și să-i binecuvântăm în numele Domnului. Ok? Numeri, capitolul 6, de la versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Paula. Amen. Așa să fie. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Paula. Amen. Domnul să-ți înalțe fața peste și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Amin. Astfel să pună numele meu peste Paula și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Noi vrem ca Paula, Bianca să fie binecuvântată, dar are o singură soluție. Ca acești părinți, bunicii, familia întreagă să-și asume responsabilitatea ca binecuvântarea să vină peste ei. Haideți, rugați-vă, ridicați-vă în picioare. În timp ce îi voi aduce pe Eugen și pe Claudia. Ramu, hai vină, stă bine să vină lângă soțul tău, frate. Doamne Dumnezeule, suntem așa de încântați, Doamne, în această dimineață, să stăm înaintea Ta, Doamne, în locul acesta. Amin. Suntem așa de încântați în această dimineață, Doamne, să fi putut pricepe, Doamne, din cuvântul Tău, că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și nu este altul în afară de Tine. Amin. Suntem așa de încântați în această dimineață să înțelegem că Tu ai gândit să binecuvintezi poporul Tău Israel și mai departe, spune Scriptura, să binecuvintezi biserica Ta și ei să facă diferența în această lume compromisă și idolatră. Doamne, îți mulțumim în această zi încă o dată pentru Eugen și pentru Claudia. Amin. Îți mulțumim încă o dată, Doamne, pentru familia Mihăiescu. Îți mulțumim încă o dată pentru familia Martin. Amin. Îți mulțumim pentru părinții, pentru bunicii lui Claudia și a lui Eugen. Doamne, îți mulțumim că prin oamenii aceștia, ei, Eugen și Claudia, Te-au putut descoperi pe Tine. Îți mulțumim că Li Te-ai revelat, Doamne. Apoi îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai binecuvântat, Doamne, pântecele Claudiei și le-ai dat o fetiță așa de minunată, Doamne. Amin. Îți mulțumim în această dimineață, Doamne, într-un mod deosebit. Îți mulțumim, Doamne, pentru Paula Bianca. Amin. Îți mulțumim, Doamne Zule, că a venit în lumea noastră. Îți mulțumim că este sănătoasă. Îți mulțumim că este întreagă. Amin. Îți mulțumim că plânge. Îți mulțumim că râde. Îți mulțumim că are dureri. Îți mulțumim că simte. Îți mulțumim, Doamne Zule, că ea a fost binecuvântată, Doamne, într-un chip tainic ai țesut-o, Doamne, și Tu ai binecuvântat-o. Doamne, îți mulțumim că ea crește, Doamne, dar așa cum citim în cuvântul Tău, pe măsură ce ea crește, vrem ca Tu să o binecuvânți, Doamne. Pe măsură ce ea se dezvoltă din punct de vedere fizic, Doamne, vrem ca să o păzești din punct de vedere sufletesc și duhovnicesc, Doamne. Și vrem să punem, începând din această zi, să continuăm să punem numele Tău peste ea, Doamne. Doamne Dumnezeule, îl binecuvântăm în numele Tău pe Eugen să fie un tată responsabil. Îl binecuvântăm pe Eugen, Doamne, cu autoritate din partea Ta mai departe. Îl binecuvântăm pe Eugen, Doamne Zule, cu putere de muncă. Îl binecuvântăm pe Eugen cu viziune. Îl binecuvântăm pe Eugen cu ochi de vultur. Îl binecuvântăm pe Eugen, Doamne Zule, să aibă perspectivă, să vadă de sus, de la înălțimea Ta, să vadă lucrurile pe care El trebuie să le facă în viața aceasta. Îl binecuvântăm cu tot ceea ce are nevoie, ca să fie un soț ideal, să fie un tată ideal, să rămână mai departe un copil deosebit, un genere deosebit, un frate deosebit. Îl binecuvântăm cu tot ceea ce El are nevoie, Doamne. Îl binecuvântăm în numele Tău. Puneți numele Tău mai departe peste Eugen, Doamne, și binecuvintează-l. O binecuvântăm, Doamne, pe Claudia, ca mai departe să fie o soție ideală. O binecuvântăm pe Claudia să fie o mamă ideală.
O binecuvântăm pe Claudia să fie o fiică ideală, o noră ideală, o soră ideală. Doamne, o binecuvântăm pe Claudia și pe Eugen în mijlocul familiilor lor, să fie niște oameni deosebiți, să se vadă de departe că ei te cunosc și te slujesc pe tine. Fă-i diferiți în toate lucrurile. Doamne, binecuvintează-i împreună. Ajută-i, Doamne, să ofere și să confere fiicei lor tot mediul, toate posibilitățile, ca ea, Paula, Bianca, la vremea când va începe să umble, la vremea când va putea să vorbească, la vremea când va putea să decidă, Doamne, ea să te aleagă din toate, să te aleagă pe tine. Doamne, îi binecuvântăm împreună cu familiile lor. Doamne, binecuvântăm familia Mihăiescu. Binecuvintează părinții lui Eugen mai departe. Ajută-i să se apropie de tine. Doamne, binecuvintează-o pe Flori, Doamne. Binecuvintează-l pe Cipi și copiii lor. Ajută-i ca și ei să te cunoască mai mult și mai mult pe tine. Binecuvintează tot neamul lui Eugen. Doamne, în numele Tău, Doamnezeule, îți mulțumim că Tu-i binecuvânți, Doamne. Îți mulțumim, Doamnezeule, pentru părinții Claudiei. Binecuvintează mai departe. Îndură-te de ei mai departe. Binecuvintează surorile și frații Claudiei. Îndură-te de tot mai departe. Binecuvintează tot neamul Claudiei în numele lui Iisus Hristos, Doamne. Și rostim, Doamne, că mai departe, după cuvântul Tău, din generație în generație, familia aceasta să fie binecuvântată, cunoscându-Te pe Tine. Binecuvintează Biserica Metanoia, Doamne, și fă ca Biserica Metanoia să aibă un program serios și riguros pentru ca toți copiii noștri să Te cunoască pe Tine, ca toți copiii noștri să facă diferența în lumea aceasta. Îți mulțumim și Te binecuvântăm. Doamne, pentru toate Te înălțăm. Fii slăvit în veci de veci. Amin. Amin. Dragilor, Dumnezeu să vă binecuvinteze din partea Bisericii. Claudia, un moment. Din partea Bisericii. Uite, vă binecuvântăm. Deci, o viitoare, viitor părinți. Da, o poză. Haideți să ocupăm locurile. Ok, dragilor, vă binecuvântăm, vă mulțumim tuturor celor care în această dimineață ați fost împreună cu noi la Biserica Metanoia. Vă spunem că după masă ne întâlnim din nou pentru un timp special în care lăudăm și înălțăm pe Dumnezeu, în care din nou vom învăța despre ce înseamnă să-L slujești pe adevăratul Dumnezeu într-o lume religioasă, cum este lumea noastră, și taților, și mamelor, înapoi la a ne crește copiii pentru gloria lui Dumnezeu. Putem să-i avem orice în viață. Putem să le oferim orice în viață. Cea mai mare frustrare a noastră și cea mai mare dorerea noastră va fi dacă acești copii nu-L găsesc pe Domnul. Iar noi trebuie să le oferim cadre și domenii și să facem tot ce putem ca ei să-L găsească pe Domnul. Vă binecuvintez! O după masă faină, poftă bună, ne vedem după masă înainte de 6. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Familia Drăgoi, fiți binecuvântați! Talk of recession.